Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Epistola Apostolului Petru, întâia Epistola, capitolul 5, citim de la versetul 1 până la versetul 4 inclusiv, pagina în Biblie 1195. Sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Amin? Vă rugăm, reocupați locurile. Mă simt onorat să iau parte la sărbătoarea dumneavoastră. Sunt mulțumit de felul în care a decurs slujirea până acum. Mă încântă prezența dumneavoastră la adunare și de a-și avea eu autoritate aici, aș face un semn ușierilor și le-a spune: de acum închideți ușile, să nu mai plece nimeni. Toți care au venit aici să rămână aici. Dar nu-i posibil, și pentru că îndată vom pleca din locul acesta, rugămintea mea este să veniți înapoi aici și Domnul să vă ajute. Amin? Nu știu de cântăreți o pregăti cântarea, înaintea noastră o pereche stă, ăsta e adevăr 100%. Nu știu al doilea verset cât adevăr are. Înaintea noastră o pereche stă pe care o îmbrățișăm cu dragoste. Și aș dori ca Domnul să ne dea acea dragoste, ca perechea aceasta să fie îmbrățișată astăzi de noi, măcar astăzi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Spuneam că m-am simțit onorat de invitația dumneavoastră, dar în același timp îngrijorat. De onoarea asta am scăpat cumva, că m-am smerit înaintea Domnului, de îngrijorare n-am scăpat. Și mă gândeam dacă mă voi ridica la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Dar vă rog, rugați-vă pentru noi cei care slujim și vreau să vă spun un lucru. Eu am fost găzduit în foarte multe familii. Am mers mult în lucrarea lui Dumnezeu și la rândul meu am primit pe foarte mulți musafiri în casa mea. Și într-o lege nescrisă am înțeles că atunci când mă invită cineva în casa lor să mă găzduiască, întotdeauna gazda îmi arată locurile pe care vrea ea să le văd. Îmi arată sufrageria, îmi arată bucătăria, dormitorul, baia. Încă nu m-am găsit nimeni să mă duc în debara. Frate, vin să-ți arăt aici unde spăl eu rufele, să vezi ce am aici, nimeni. Nici eu nu duc musafiri acolo. Gazda noastră este excelentă de aici. Fratele Traian și sora Lenuța, și dincolo de faptul că sunt excelenți ca și gazdă, ei excelează în pocăință. Și am câteva zile de când stau aici, 3-4 zile, nu știu cât, și mi-am propus câteva lucruri să le copii și să le duc și la mine acasă. Lucruri care trebuie practicate în familiile noastre. Dar stând mai mult în casa unui om, încep să vezi și lucrurile care nu s-au fost arătate. Eu de când locuiesc și am fost găzduit în multe case, poate în zeci de familii, încă nu mi-am permis niciodată să trag un sertar, să văd ce are omul ăla acolo, niciodată. Pentru că sertarul ăla nu e al meu. Dar involuntar încep să văd lucruri care nu mi-au fost arătate. Sunt pentru a câta oară, nu știu, 3-4 slujiri în biserica din Elim și frații mi-au arătat partea bună, partea frumoasă de care m-am bucurat și pentru care vă felicit. Dar involuntar am observat și câteva lucruri ce voi n-ați vrut să le arătați. Și dincolo de faptul că le-am observat eu, mi-a arătat și Domnul câteva lucruri. Dincolo că mi-a arătat mie Domnul, au fost lucrări în prima seară prin Duhul Sfânt, că în adunarea asta sunt răni care sângerează, că în adunarea asta sunt oameni care stau la răscruci și nu știu ce să facă,
Și aș dori ca Domnul în ziua de azi tuturora să ne dea din pacea Lui. Și aș dori prin Duhul Sfânt, azi Dumnezeu, să se apropie mai mult de noi și să rezolve într-un fel problema bisericii din Elim. Ceea ce faceți dumneavoastră e un pas. Eu vă spun în modul cel mai deschis, rar am purtat, eu-s bucovinean din părțile muntelui, rar am purtat în viața mea mănușă. Și când era minus 30 de grade, tot cu mâinile așa fără mănușă am umblat. Eu vă spun că problema bisericii din Elim nu găsește rezolvare în ordinarea fratului Emifedor, nu. Nici în invitarea unor frați din străinătate, așa cum suntem noi de unde din România, nici masa aceea de dragoste pe care o aștept și eu, că o să vină mai îndată. Astea sunt toate niște lucruri bune, dar nu astea rezolvă problema. Sunt câteva încercări pe care eu mă rog ca Domnul să le binecuvinteze, sunt câteva mișcări de început. În viața mea mi-a jucat mult șah. Mi-a plăcut șah un an de liceu, am participat la olimpiade de șah și știu că niciun șahist, nici campioni ăia din timpul meu, Gasparov sau Karpov, nu pot câștiga o partidă printr-o singură mutare. Să înceapă partida, să dea un pion în față și spui, gata, te-am bătut, n-are cum. Și de șah m-am lăsat. Că am văzut că, de fapt, un frate m-a descurajat. Când m-a întrebat, știa că șahist, m-a întrebat, frate, ai început să joci jocuri de noroc? Și am spus, nu frate, eu l-am, cum joc de noroc? Păi ăsta, măi frate, șahul e tot un joc de noroc. Și mi-a explicat de ce. Dacă ai noroc și joci cu unul mai slab, câștigi. Și dacă nu, ai să iei bătaie mereu. Ei, lucrul ăsta m-a descurajat și am renunțat și la șah. Frații mei, ceea ce se întâmplă astăzi în adunare este o mișcare, o primă mutare. Aș dori, rețineți, ca Dumnezeu să binecuvinteze începutul acesta, dar voi trebuie să continuați. Eu am soluția pentru rezolvarea problemei din Elim, că m-am rugat Domnului și v-am spus, mă rog Domnul mai mult pentru voi. Dincolo de Timotei, capitolul 2, faceți rugăciuni pentru toți oamenii. V-am tăiat de pe lista aceea și v-am pus pe o listă specială, o listă de rugăciune. Soluția care rezolvă problemele noastre, știți care îi? Pocăința. Pocăința fratelui Iemi, pocăința secretarilor, casierilor, prezbiterilor și pocăința adunării. Amin? Și pocăința asta, până la urmă, nu mă interesează de unde începe. În Israel, în vreme de apostazie, de idolatrie, de lepădare de Dumnezeu, scotea Dumnezeu cât un împărat mai bun și el da ordine de pocăință, ca și Iosia, ca și Ezechia, ca și alții. Și venea un ordin de pocăință de sus în jos. Poate adunarea din Elim asta așteaptă. Să-l punem pe fratele Emifedur, păstor, și el să înceapă să dea directive în pocăință. Am găsit un popor fără cunoștință de Dumnezeu. Erau atâta de lipsiți de cunoașterea lui Dumnezeu că nu puteau deosebi dreapta de stânga. Și când Ioana, fiul lui Amitai, a străbătut o cetatea cale de o zi, o străbătut cetatea fără cor, fără fanfară, fără evangeliști, fără mari teologi și-o pus pâlnie la gură, așa mâinile și-o strigat. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Și spune Biblia curios, oamenii ăștia exagerați de răi au crezut mesajul lui Dumnezeu și au început să se pocăiască. Au început să se pocăiască întâi ăia de jos, că un verset mai târziu spune că vestea asta a ajuns și la urechile împăratului. Și el a crezut mesajul, s-a dat jos de pe tronul lui, s-a dezbrăcat de hainele lui de gală, s-a încins cu un sac și a trecut la pocăință. Pocăința asta a început de jos în sus. Noi așteptăm directive să ne spună păstorul, să ne spună comitetul, să ne spună slujitorul ce avem de făcut. Vă spun eu în ziua de azi tuturora, dragii mei, începeți pocăința fiecare în casa lui, împreună cu familia, cu soție, cu copii, să înceapă pocăința, că vine de sus în jos inițiativa, că vine de jos în sus, îi treaba dumneavoastră, dar toți trebuie să ne pocăim. Doamne ajută-ne!
câteva gânduri. I-am așezat pe frați aici în față, familia asta, și primul gând care l-am, nu e atât legat de nevoia slujirii. Altă dată vorbesc, că atunci când citim Scriptura, am întâlnit odată că nevoia unui astfel de om, a unui conducător, o vede Dumnezeu și îi spunea Dumnezeu lui Iosua, Iosua, robul meu Moise a murit. Scoală-te, treci în fruntea poporului, eu voi fi cu tine. Nevoia asta o văzut-o Dumnezeu. E cea mai bună situație, dacă vreți. Altă dată nevoia o văzut-o poporul. Și s-a dus la Samuel și a spus, Samuel, pune un împărat peste noi ca să domnească, ca așa au toți. Aici o parte, în parte e bun și în parte nu. Samuel nu a fost de acord, până la urmă și Dumnezeu a acceptat. Dar altă dată nevoia a văzut numai un om și se numea omul ăsta, dau un exemplu, Absalom. Multă nedreptate în împărăția asta. Dacă eu aș fi împărat, dacă m-aș pune pe mine, ce-aș mai rezolva eu problemele? Adică odată nevoia o vede Dumnezeu, 100% bun. Odată nevoia o văd oamenii, hai să spun jumătate, așa, ca să fiu îngăduitor. Dacă nevoia o vede unul și vrea numai decât el și răstoarnă adunarea și umblă cu intrigi, atunci 100% e rău. Dar nu despre asta predic. Aș vrea să, fiindcă îi avem aici în față, să vorbesc ceva despre ce am amintit. Au venit evreii la Samuel și au spus, pune-ne un împărat. Și Samuel spune, eu vă pun un împărat, dați-mi o carte. Și eu am să scriu drepturile împăratului, să văd de vă convine. Și le-au scris în carte și le-au citit și poporul suntem de acord că împăratul are niște drepturi. Dar mergem în Noul Testament, în Cartea Corinteni este un subtitlu acolo, drepturile lucrătorului creștin. Vreau să vă spun tuturor, la biserică din Elim și alții de unde ați venit musafiri, cei care suntem ordinați și puți în lucrare, ei au niște drepturi, știți asta? Nu vreau să vorbesc de dreptul material care e bine cunoscut aici în America. La mine în sat n-am predicat niciodată despre drepturile materiale, care semăna cu o erezie. Și personal am lucrat în paralel și mecanic locomotivă 34 de ani, Domnul m-a ajutat, am ieșit la pensie și am slujit în biserică cu Evanghelia ca slujitor ordinat. Nu știu dacă aș putea predica asta la mine în sat, nu mi-am propus vreodată. Dar aici, fiindcă voi sunteți obișnuiți, oamenii ăștia au niște drepturi materiale. Noi nu le predicam, dar le practicam. Când prezbiterul care a fost în sat înainte de mine, fratele Ion Ieremia, a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru că era pocăit, pentru că o da niște botezuri fără încuviințarea securității, a venit șeful de post și mi-a spus, Badi Ioan, trebuie să-ți pun cătușele la mâini că te arestez, dar mi-e rușine mie de matale. Era un om sfânt, un om extraordinar. Și a mers până la post așa cu mâinile la spate, neîncătușat. Și acolo i-a pus cătușă și l-a trimis în pușcărie. Dar îmi povesteau mie frații bătrâni, frate Dragoș, era vremea colectivului. Era vremea combinatului. Fratele Ion a lăsat acasă 10 copii, noi aveam tabel. În fiecare dimineață ne sculam cu o oră mai devreme, plecam la fratele Ion, avea grajdul plin de vite. Ne asociam și întâi lucram parcela la colectiva fratelui Ion, să nu râde oamenii, să nu cadă în desnădejde soția, să nu judece greșit copiii, pentru ce tata e în pușcărie și noi am rămas de izbeliște. Lucrul ăsta era o practică. Nu vorbesc de drepturile materiale azi, dar de dreptul material le-ai un alt drept, dreptul la autoritate. Știți ce se întâmplă? Noi de multe ori ușor ordinăm frați. Îi punem în frunte, îi punem păstori, îi punem prezbiteri, dar nu-i ascultăm. Pe mine când m-a ordinat ca slujitor, ca prezbiter în adunare, ca păstor, m-a pus, aveam mult curaj, mult elan, multă râmnă și prima dată m-am izbit așa de indiferența celor din adunare
dezrăzvrătirea și neascultarea unora din adunare și primul gest care l-am făcut atunci, acum am îmbătrânit și nu l-aș mai face, m-a ridicat în picioare și mi-am dat demisia. Am spus, fraților, păi dacă m-a spus păstor, de ce nu m-a ascultat? Ei aveau fiecare gândurile lor, interesele lor, încredințările lor, iar eu trebuia să-i conduc după ce voiau ei. Ei bine, n-a fost soluția cea mai bună pe care eu m-am adoptat-o. Spun acum, n-aș mai face-o. Dar atunci am crezut că e necesară să se trezească cumva adunarea. Ei bine, n-am vorbit de drepturile materiale, dar vorbesc de dreptul la autoritate. Nu cumva să legați drepturile astea unul de altul. Adică nu cumva el care e un salariu de aici să n-aibă autoritate în fața celui care întinde banul. Nu cumva, că este o tragedie, ați trecut prin asta și o să mai trecem până când ne pocăim bine. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Acum lui îi spun că eu n-am recitat poezii. Am scris mai multe poezii în viața mea și așa și le-am recitat numai acelea. Dar și acele le-am uitat. Dar mi-aduc aminte de o poezie, o strofă. O spunea cineva la noi la adunare când eram eu copil mic. Și chiar numai asta am reținut, strofa asta. Străbătând a lumii holde, auzi un glas ce strigă. Îndurarea se acordă, dar respectul se câștigă. Să-l ajute pe Domnul, pe fratele Emi, să câștige respectul dumneavoastră. Respectul nu se cerșește. Respectul nu se impune bătând cu pumnul în mață. Respectul se câștigă de la adunare. Să-i ajute Domnul și pe ei să-l câștige, amin? Dar nu uitați, cei care astăzi sunt puși în lucrare, în slujire, au drept la autoritate față de voi. Și nu legați drepturile astea unul de altul, că dacă noi te plătim, păi trebuie să faci ce spunem noi. Că dacă noi întindem o mână, trebuie să săruți mâna aceea, n-ai voie să o refuzi. E bine, asta nu-i pocăință. Vă spun din capul lui, nu-i locul, nu-i pocăință și Domnul să ne ajute, Domnul nouă să ne pocăim, amin? Mai este un drept scurt, dreptul la imagine. În adunarea asta, iertați-mă, am găsit o boală, o infecție care o pătruns în tot mai mulți din voi. Dorința și obișnuința de a vorbi de rău, de a cleveti și de a vă judeca slujitori. Asta am văzut-o. Am primit și de la Domnul lucrul acesta. Și nu știu exact ce o să facă fratele Emi. Dați-mi voie să vă spun un vis. Dacă ești tâlcuitorul de visă lângă mine, ar fi mai bine. Am început să mă rog pentru voi. Și de când sunt aici să mă trezesc noaptea și mă gândesc la voi ceasuri întregi, ce ar trebui și cum ar trebui rezolvată problema bisericii din Elim. Că am văzut frământări și au spus Duhul Sfânt, repet, răni care sângerează și în care încă nu sunt legate. Și am avut un vis. Se făcea că era ca o localitate, ca o așezare. Și s-a întâmplat ceva, eu îl întrebam pe fratele Octav, mai să-l spun, mai să nu strici cu visul ăsta, că e o oficialitate, e ordinare. Dar îl spun. Se făcea că localitatea asta, așezarea asta, nu știu ce s-a întâmplat, că s-a deplasat o bucată de pământ, jumătate a rămas ca pe un deal și jumătate s-a dus în vale. Dar era așa un perete prăpăstios între aceste, care a fost o singură așezare, ca o alunecare de pământ, jumătate a rămas așa și jumătate a coborât în jos. Eu m-am dus la cei de jos, am slujit, am vorbit și i-am spus unui frate, mă duc și la ceilalți. Dar așa era o prăpastie mare și un frate a spus, vezi că e periculos, măi, să nu cazi de acolo. Dar aveam așa încredere în Dumnezeu și am spus, nu-i prima dată când fac asta. Și m-am cățărat așa ca un alpinist, câte un pic, am ajuns la cei de sus, am stat de vorbă cu ei și am observat un lucru, că diferența asta s-a micșorat, a început să scadă și a rămas mai mic. Eu eram mulțumit de felul cum merge lucrarea, dar un glas mă întreabă așa, ieri dimineața în zori am visat asta, cum va face lucrul acesta Emi Fedor? Cum va face el lucrul acesta Emi Fedor, că el n-are experiența necesară? Și în vis eu l-am chemat pe Emi și i-am spus, Emi, uite ce trebuie să faci tu.
la marginea prăpastiei, pune doi stâlpi puternici așa și fă ca un elevator, că vocea aceea mi-a spus că mi are mult de lucru și că țărarea asta îl obosește și îl face să renunță. Și eu i-am spus, pune doi stâlpi, fă ca un elevator așa și când vii de acolo de sus, poți să vii și cu mașina, cobori în jos, slujești pe ăștia, iară urci în sus, dar el trebuia să urce la o manivelă. Și așa era de transpirat, și așa era de obosit. Și eu am spus, Iemi, asta e la început. Când ori ieși în America, mai târziu poți să pui un motor, poți să o faci cu telecomanda. Dar ce am constatat, părțile astea se apropiau. A venit un frate de aici și judeca pe un alt frate. Nu știu cine, nici ăla care a venit, nici ăla pe care îl judeca. Că ăla așa, 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 și l-am oprit, zic, oprește un pic. Imaginează-ți tu, cu fratele tău care îl vorbești de rău, într-o lună de zile ai fi prieten bun. Ai putea? Și el așa, nu știu, nu știu. Ei, dragii mei din Biserica Elim, imaginați-vă că veți fi iarăși prieteni. Puteți? Cu aceia care acum nu vă sunt prieteni. Că bate vântul, e furtună, trăim pe pământ, e diavolul. În Biblie scrie așa, când la Dumnezeu îi place de calea unui om, de mersul, de cărarea unui om, pe vrășmașul lui îi face prieteni. Nu măriți prăpastia dintre voi, nu vă depărtați unii de alții, strigătul meu din adâncul inimii, nu știu de unde mai ajunge odată în America sau nu, dar vreau să primesc vești bune, apropiați-vă, frații mei, uniți-vă, frații mei, trăiți o simțire, un gând, trăiți cu dragoste în Hristos și Dumnezeu să ne ajute, amin? Am renunțat, mă opresc din a vorbi de drepturile lucrătorului creștin, drepturi și materiale, drept la autoritate și drept la imagine. Povestea odată un frate, predica și spunea, măi, știi cum e la pocăiți? Toată adunarea merge pe șosea și păstorul merge pe trotuar. Și ăia de pe șosea, în loc să-și vadă de gropile lor, îi se uită cum merg aceia la nevasta lui, la copiii lui, tot. Dar de ce nu vă uitați la nevestele voastre, la copiii voștri, la pocăința voastră? Știi, sora Andreea, că vei avea de suferit pentru aceasta? Eu m-am avut în parte în slujirea mea de ani de zile de aplauze ce nu le meritam și de acuzații de care n-am fost vinovat. Și odată când mi-era greu, când aveam nopți la rând și nu puteam să dorm, când de seara stam așa cu capul în palme până dimineața, am avut o lucrare. Bărbatule, prin necazurile prin care treci, nu voi îngădui să te îmbolnăvești. Dar soția mea nu a avut lucrarea asta și de atunci ea s-a îmbolnăvit și are zile când stă în pat. Când un super sfânt din adunare a venit și a apucat-o de gulerul hainei și i-a spus, ia ieși înainte Dumnezeu la bărbatul tău, am 40 de zile de post, a vedea bărbatul tău ce pățește. Și a venit nevasta disperată, băi, știi că frații ăștia se roagă să-ți iese Domnul înainte. Eu am liniștit-o, măi, nevastă, Dumnezeu are mintea la ăștia, măi. Dar ei postesc ca să facă rău la păstor și la presbiter, dar ea mi-a rămas bolnavă. Aș dori ca Domnul să pună și peste sora Andreea un scut al credinței. Și să-i dea Dumnezeu puterea aia de care vorbea Alin aici, din spatele lui Iemi, dar nu să-l împingă tare în față așa. În spatele lui numai să se roage pentru el, să îi pregătească costumul, să-i pregătească geanta și să stea în rugăciune, să o ajute Domnul, amin? Mai am un gând pentru fratele Iemi. Un cuvânt din Romani, capitolul 15. Sau să vorbesc, hai, ceva de lepădarea de sine, că am citit aici să nu fânt. Există două posibilități. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi, 1, iubitori de sine. Petru sfătuia pe prezbite și spunea să slujiți cu lepădare de sine. Deci este iubirea de sine și este lepădarea de sine. Eu pot fi păstor mai aproape de iubirea de sine, dar pot fi păstor mai aproape de lepădarea de sine. Tu să te identifici cu lepădarea de sine. Știi ce înseamnă lepădarea de sine? Să cauți întotdeauna, dar întotdeauna folosul bisericii și nu a tău. Știți? O condiție de mântuire, prima condiție, Luca 9:23.
Domnul spune așa, dacă vrea cineva să mă urmeze, primul lucru, unu, să se... Măi, nu poți fi nici membru cotizant în adunarea din Elim dacă nu te-ai lepădat de sine. N-ai cum. Nu poți să fii un bun pocăit dacă nu te-ai lepădat de sine. Pentru că al doilea lucru, să-și ia crucea. Nu poți duce crucea dacă nu ai experimentat mai întâi lepădarea de tine însuți. Să ne ajute Domnul pe toți pocăiți să trăim cu lepădare de sine. Și în mod special să-l ajute Domnul pe fratele Emi să slujească cu lepădare de sine. Doamne, ajută-l la aceasta. Lepădarea de sine e o predică lungă, doar gânduri care cred eu că interesează. Înseamnă să renunți la dreptul tău până și la poziția ta în folosul celuilalt. Doi băieți tineri, doi adolescenți și prințul îl ia pe după cap pe un cioban ce purta cojoc de oaie și a spus, David, dacă moare tata, eu rămân împărat. Hai facem o înțelegere. Dacă moare tata, tu ai să fii împărat și eu am să fiu după tine. A citit de David și Ionatan, da? E, asta înseamnă lepădare de sine. Să ne ajute Domnul pe toți slujitorii să trăim cu lepădare de sine. Că mi-aduc aminte că scrie în Împărat 10:15 că Iehu, fiul lui Nimși, a oprit carul în dreptul lui Ionatan, fiul lui Recab, și a spus, Ionatan, fiul lui Recab, inima ta tot atât de curată cum e și a mea? Și ăsta s-a uitat așa în sus. O zic că este, mă, Iehu, este. Apoi dacă este, i-a întins mâna, suite cu mine în car și ai să vezi râmna pentru casa Domnului. Predicam odată că unii au carul așa de mic că nu mai trag pe nimeni lângă dâș. Și nu că-s răi, și nu că-s nepocăiți. Recent stam de vorbă cu un frate de 84 de ani și a spus, frate, te-ai gândit să pui pe altcineva în locul matale? Măi, de când mă gândesc, n-am unul, măi, bun, mă, n-am unul să-l lăs, măi. În sfârșit, până la urmă, dacă vreau să vă spun, ăla de 84 de ani o lăsat pe altul mai tânăr, de 70 ceva de ani. Și acum... Da, momentan în America, am vizit prezbiterul acela, da? Dar nu am unul. Într-o adunare a fost chemat, frate Dragoș, dacă tot ai venit până aici, hai rezolvă-și problema asta. Hotărăște dumitale, cine dirigează? Dirigează el corul sau dirigez eu? Și eu ca unul care nu știam și care se afonă în muzică, iertați-mă, coriști, nu le-am cu muzică, am spus, măi, dar dirigeze și el, dirigeze și tu. Nu se poate, așa ceva nu se poate. Ori el... Ori eu. Și am spus, mă, dar asta nu-i pocăință, frate. Lepădarea de sine înseamnă că din cei al meu mai dau unuia. Interesul să promoveze adunarea, frate. Biserica să crească, nu numele meu. Pentru că slujirea de azi, Emi, nu e o rampă de lansare. Să n-au în mâine că te-o chemat în Chicago și îi leși pe ăștia, nu. La noi am făcut eu spun aceea ce sunt demnat să spun. Așa, am făcut o hotărâre la nivelul pastorației că numim păstori, ordinăm păstori și ca să fii păstor trebuie să ai două biserici sau trei biserici, cum e rânduiala. Și găsim noi niște biserici pe niște sate de bătrâni în care nu merge nimeni și le punem în spate la oamenii ăștia, le facem dosar și spun, au condiții, uite, biserica cu tare și cu tare. Dar ei la o lună nu se mai duc în adunările cerea. Și am spus atunci noi o rânduire. Așa, după ce te-am ordinat, măcar 5 ani de zile n-ai dreptul să pleci de la oamenii ăștia. Asta nu e o rânduială la Elim, poate alții vrea să plece mâine, unii din voi, nu știu. Dar asta nu mă interesează. Dar lepădarea de sine, îi și când ți-e bine aici și te aplaudă azi, și când vei fi vorbit de rău, tu să slujești Domnul. Și când îți oferi un salar mare, nu știu în ce capul de America, tu să spui, eu m-am legat cu frații ăștia. Eu sunt cu oamenii ăștia. Eu vreau Dumnezeu aici să dea biruință. Adunarea asta să crească. Adunarea asta să propășească. Să-ți dea Domnul lepădarea asta de sine. Și ceva ce îi mai recomand lui, am observat, sunt oameni cu mari pregătire. Așa i-a înzestrat Dumnezeu, am înțeles că și el are multă școală, îl cunosc de mai multă vreme. Îi bine că o au. Și îi bine să-i prezinte alții, să nu se prezinte ei. Să nu aștepte enumerarea tuturor titlurilor când sunt pus. Că asta mi se pare un pic de mândrie. Știți, Iacov scrie o epistolă și spune Iacov, roba lui Iisus Hristos.
Mă, dar Iacov a fost frate cu Domnul Iisus. Iacov a fost prezbiterul bisericii din Ierusalim. În Consiliul din Fapte 15, Iacov s-a ridicat și a tras concluzia. Putea să spună, eu m-am jucat cu Domnul, eu sunt fratele Domnului, eu am copilărit cu Domnul. Atât a spus Iacov, robul lui Iisus Hristos. Iuda scrie, robul lui Iisus Hristos și frate cu Iacov, nu și frate cu Domnul. Lepădarea de sine înseamnă multă smerenie, înseamnă multă umilință, înseamnă a renunța la noi. Odată am mai povestit-o asta. Eram într-o biserică mare din Suceava și m-a prins vreme la evangelizare acolo. Predica un frate, dar un frate mai cârcotaș, mai sân, n-ar trebui. Îmi spune mie că era vinerea, toată săptămâna a fost evangelizare. Zic că frate Dragoș, ia să văd, ăsta s-abține. Și eu zic, dar ce s-abține? Zic că măi, fratele Șerban când îi punea la predică, nu le spunea titlurile, păstor, reverend, cântăm o cântare și fratele Emi Fedor va predica. Și o spun că de duminică încoace niciunul nu a rezistat să nu spună că el e păstor. Să vedem, ăsta rezistă. Măi, și ăsta așa de frumos o predica, și o predica, să termina predica și eu așa mă bucuram. Și înainte de a încheia predica, a făcut omul o greșeală, zic că, fraților, noi trebuie să fim oameni buni la suflet, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Eu mergeam cu mașina pe șosea și o femeie mi-a făcut semn la ocazie. Dar eu mă grăbeam și afară așa ploua și am trecut pe lângă ea și am avut o remușcare, am oprit, am dat mașina înapoi și am spus, suiți-vă, doamnă. Și femeia aia s-a suit și a spus, domnule Matali, ești un om bun la suflet, cred că ești un slujitor al lui Dumnezeu. Și eu i-am spus, da, eu sunt păstor în biserică. Și ăsta mi-a tras un cot, că l-am ținut minte, că mai ai văzut că nu a rezistat. Ei, dar de ce să umblăm noi după atâta cinste și onoare, când astea se câștigă? De ce să mă prezint eu înainte cine sunt? Eu să vreau și n-am cu ce mă prezenta. Dar am înțeles că oamenii lui Dumnezeu întotdeauna sunt smeriți. Am citit în scrierea fratelui Vulbra de o întâmplare și am reținut-o. În adunare la el avea un ucrainean, un rus. Și frate Vulbra predica și era interesat de orice suflet. Măi, înțelege sau nu? Și se duce într-o zi și spune, frate, s-a citit din Corinteni acolo, că cel ce seamănă și cu cel ce udă nu-i nimic, Dumnezeu e tot care face să crească. Și se duce la omul ăsta, spune, frate, Matale, ai înțeles azi ceva? Zice, da, frate, Vulbra, ce ai înțeles, Matale? Și ăla spune, eu am înțeles că, Matale, nu ești nimica. Și el spune, măi, știi că nu mi-a convenit? Dar ăsta era înțelesul, că eu care predic, nu-s nimic, că ăia care udă, nu-s nimic, că Dumnezeu e tot în adunare, amin? Să fie Domnul mare și în adunarea aceasta. Și încă un gând am, frate Emi, și voi încheia, că mai vorbesc eu cu tine. La ordinarea mea o predica câțiva frați. La urmă a venit un frate și mi-a spus, frate Dragoș, eu am de zile am fost magazioner la SMT, stațiunea de mașini și tractoare. Aveam piese, era magazia mare, piese de valoare, scumpe. Veneau ăștia și îmi făceau inventarul, erau puse toate la rând. Dar în magazie aveam niște piese din ăștia la combine vechi, la niște batoze, care nu mai funcționau. Ei bine, când făcea inventarul, oamenii ăia le-au pus pe un raft, le-au numărat și au pus valoare de inventar un leu, ca să fie ușor de socotit. Zic că, frate Dragoș, așa de mare grijă avem de piesele astea, că dacă îmi dispărea un cauciuc la un tractor, un carburator, mă ducem la maestru, fă-mi un bon să scot, că doar voi l-ați luat. Dar dacă pierdeam o piesă de aceea, mă întreba, dar unde e folosit-o asta? Că mașinile astea nu mai funcționează. Și el mi-a spus un lucru, frate Dragoș, în adunare o să ai oameni de o mare valoare, familie scumpe, foarte valoroși. Dar în aceeași adunare o să ai oameni de un leu. Atâta-i pocăința lor. Dar ție, Domnul, ți-i dă pe inventar. Ăla de un leu, ăla care nu vine la adunare numai când vrea el și face pretențe, și face mofturi, și n-ascultă. Îmi spunea fratele acela, ăla e răscumpărat de Hristos. Pentru ăla a murit Domnul Iisus.
Și când te cheamă și îi faci inventarul, te ia cu dirijorul de cor, cu prorocii, cu comitetul, dar te întreabă ăla de pe ultima bancă, ăla care nu previne la adunare, care e mai nipocăit, ăla unde, dă-mi-l, că tu l-ai pe inventar și pe ăla. Să nu face o mare diferență. Că involuntar noi o facem, oamenii care ne ajută și ne iubesc, să ne sprijinesc, au un loc în inima noastră, dar tu ești păstor și la oaia rănită, și la oaia bolnavă, și la ce e izolată, și la ce e cu probleme, să te ajute Domnul să o păstorești pe cei, amin? Aveam o predică lungă, mă opresc de aici. Știți, la noi în Bucovina s-a întâmplat că într-un sat nu erau pocăiți și niște frați au plecat în misiune. Și s-a stricat mașina exact la poartă, la o poartă. Și a început omul să facă la motor, șofierul, era frig, era iarna, oamenii ceilalți frați au intrat într-o casă, la un om nipocăit. Și ce spun e 100%, cunosc cazul. Și vorbind cu oamenii aceia nipocăiți, le-au vorbit de pocăință și ei au spus, dar noi nipocăim. Și că, fraților, noi mergem înspre Cluj la niște adunări în circuit, cum se făcea înainte. Voi pregătiți-vă și când venim înapoi, o să vă dăm botezul. Încălziți niște apă, în seara de după amiază o să fim la voi. Căutați niște haine albe și așa au fost. Frații au venit înapoi și le-au dat botezul și se grăbeau să plece. Dar bătrânul îi spune, măi, fraților, voi m-ați botezat și plecați. Eu ce pot să știu din pocăința asta? Și un frate îi spune, zic, fratele meu, o să te mai învețe oamenii din sat pocăința. Că oamenii din sat știu pocăința. Problema slujirii, sunt multe învățături. O să te mai învețe adunarea. Numai Domnul să-ți dea sensibilitatea să asculți. Doresc Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Doresc Domnul să binecuvinteze familia aceasta, în mod special pe fratele ei. Doresc ca Domnul să binecuvinteze toți slujitorii care sunt în adunarea asta. Și doresc ca Domnul prăpastia asta să facă să dispară, să se niveleze și să trăiți cu un cuget în Hristos. Amin.